Salut, eu sunt Sherry și bine ați venit la cea mai mare colaborare făcută vreodată pe YouTube-ul românesc. Gamerii și cu vloggerii s-au unit în această mega colaborare. Astăzi o să ne confruntăm la paintball, fraților, să vedem cine e mai bun la paintball. Să vedem cine ține arma mai bine în mână. Vloggerii sau gamerii, permiteți-mi să vă fac prezentările. I hate pink, I Rafael, Mitsu, Max și rectura de la A la Z în echipa adversă, care, bineînțeles, mare rost să spun, va pierde astăzi acest meci. Avem și echipa noastră condusă de capitanul Dorian Popa. De ce pe mine? Cade asta cu capitania? Ei, uite și tu cât ești. Uai, lei, m-a luat emoția. Pe Mădărin Șerban, Diana C, Andrei Gavril și pe mine, fraților. Sunt foarte, foarte încântat de această colaborare, fraților. Sunt foarte curios să vedem care echipă va câștiga. O să începe meciul, echipa care ajunge la 2 win-uri câștigă. Deci vom juca pe sistem 2 din 3. Deathmatch, practic, ultimul care rămâne pe teren, echipa sa câștigă. Ok, acum ne despărțim să facem o mică strategie de echipă fiecare și dăm drumul la joc. Să începem! Toți pe Dorian? Toți pe Dorian. După toți pe Gami? Și după pe restul. Din care am înțeles, ei se bazează pe strategia toată lumea pe mine, da? Și atunci eu fac în felul următor. Eu ies la diversiune, cu circ, cu de-alea, gălăcie și voi flancați. Bă, hai să nu tragem în dia. Că e fata, o lasă la final, corpul nu cred că o să ne încurce prea eventual mult. Ridică mâna și se predă în caz că rămâne singura. După ei nu să se aștepte ca voi să-i luați pe stânga dreapta. Eu mă duc cu circ, mi-au o bilă două, aia trece până apoi vine. Te-ai mori? Te-ai dus cu ce? Păi nu mor, păi nu, când am luat bila am murit, dar vezi că eu am vreo 5-6 vezi la paintball. Păi cum ai 5-6 vezi? Păi Dorian Popa. What the fuck? Dar primul trebuie să fie scos Dorian, ok? Deci target Dorian și după plecăm acasă, circ. Real nu are șanse în afară de Dorian să ne bată pe noi. Da, așa zic. Hai! Hai, toată lumea! Hai! Hai, doamne, ajută! Yeee! Bine, măi, tată! 3, 2, 1 și... Vlogării! Mă rupă picior, băi! Ce-a făcut ăsta, mă? Nu uitați să vă ascundeți după chestii, da? Întotdeauna, da? Scoateți doar capul, nu vă duceți kamikaze. Deci ei sunt acolo, da? Te-ai pus, deci, ca la jocuri, da? Te-ai pus aici? Te uiți. Pac, tragi, tu, pac, te-ai băgat la cutie. Ok, luați-o voi doi încolo să țineți flancul drept cum ar veni. Eu rămân aici, ping, stai și tu mai pe mijloc. Poți să le dai start. Cum? Dacă nu s-a spart bila, băiatul meu, aia e, n-a văzut nimeni, hoțul neprins, negustor, cinstit, zice proverbul românesc. Păi, cred că asta e problema, mă, de acum am pornit problemele țării, mă, cred că te-am pornit. De la proverbul românesc? De la proverbul românesc. Iartă-mă, tată, de ce le mai învățăm la școală, ar fi întrebarea. Gata, ho, turbaților, că nu mai aveți bile în mijlocul meciului, după aia nu înțelegeți de ce. 3, 2, Doamne, 3, 2, aici, să stăm aici un pic. Cred că e Mădălin ăla, e la butoaie, e la butoaie, e la... fix în fața noastră. Uite, îl văd că ăla-i Dorian, după astea, fix în față, după ele. Uite, îl văd. Aici sunt eu, bă, haide! Am omorât 3! Unde-i ultimul? Motherfucker! 4! 4 am omorât, mâncai tata! Efectiv, îmi pare să vă spun, dar pentru prima rundă, fraților, o învingere zdrobitoare, ce părere aveți? N-ai făcut nimic, tu n-ar trebui să... Eu ai făcut și un pas în față, Shelly! Zdrobitoare, fraților, ne pare rău, v-am spart!
Ne pare rău. Eu n-am omorât nimic, așa e, dar nici voi. Bă, dar rămâi fără aer. Abia ne-am încălzit, nu? Hai, tată, runda 2. Fraților, începem runda a doua. Se schimbă pozițiile de start ale echipelor. Gamerii vor începe de unde am început noi și noi de unde au început ei, chiar de aici. Mi-ai auzit pe Max? Mm. A zis că hai să începem și noi din colțul ăla, că poate de acolo e mai bine. E momentul să înceapă show-ul, fraților. Vlogării! Țineți aproape să nu intră atâta. Fort! Amândoi! Mamă! Ți-ai luat-o? Celi, nu! Mă! Mamă, cum a dat pe asta! Să moară! Bă, ce lucky shot mi-a dat, să mor! Direct în cap, hop! În autobuz. E după autobuz. O să iasă prin stânga, pe la tine. Gata? De data asta am omorât și eu pe cineva, frate. Și eu. Și nu numai că am omorât bă Johnele, dar oficial dacă ar fi fost să fim ăia ca fetele, că știți că numai fetele la tenis joacă 2 din 3, am fi zis că am câștigat, că avem 2-0, dar le propun gamerilor afacerea zilei. Shelly, zi tu. Ca să nu se închidă aici, pentru că mi se pare că e prea scurt totul, ați pierdut efectiv prea repede, cine câștigă această rundă, câștigă jocul. Nu mai contează ce s-a întâmplat până acum. Tot jocul? Tot jocul. Tot, tot. Tot jocul. Nu mai contează ce s-a întâmplat până acum, vreau să fie... Băi, sigur, e ca și cum era, ca și cum câștigat. Știu. Să luăm partea aia, dacă toți sunteți atât de crezători. Nu, asta nu e partea. Ba da, ba da, ridic eu miza acum și dau all-in. Voi luați ce parte vreți, iar eu spun că mergem numai pe centru hărții. Mergem și noi, nu? Gata? Hai, toată lumea mâinile aici. Ultimul joc, cine câștigă, câștigă. Nu suntem nici vlogger, nici gamer, așa că youtuber, da? 3, 2, 1 și hai să facem așa, du-te unul acolo du-te și ne acolo. Spui unde sunt oamenii. Da. Da? Te duci tu acolo, Gami? Da. Ok, Gami la aia se duce, spune unde sunt oamenii, eu mă duc la cauciucuri aici, doi la Dacia, zi, Dia, vii cu mine? Sau vrei să rămâi la butoaie mai pe spate un pic? Care butoaie? Avem butoaie albastre sau avem aici du-te imediat cauciucuri? Du-te cu el, ce-i mai bine. Ok, dar eu nu pot să simt pasul cu tine. La cauciucuri aici e foarte aproape. Okay. Iau eu scutul, tată. Ok. Cum o jucăm, mă? Cum o jucăm? Cum o jucăm? Habar nu am. Ne băgăm pe mijloc, ce-o fi, o fi. Eu mă duc la următoare cu... Eu le-a dat ce, da? Am luat scutul. Are scutul, are scutul! În fața autobuzului! Ce? În fața autobuzului! Hai pe autobuz, mă, Dumnezeu! Bă, trag random, gen nu e nimeni, dar poate să apară. Salut!
Out! M-au ciuguit. L-am luat, l-am luat! L-am luat, l-am luat! Mai avem puțin! Hai! Haide! Unde e? În spatele tău! La autobuz! Te dată spre capotă! L-am luat! Bine! Fraților, a fost un ultim meci extraordinar pe care, bineînțeles că l-am câștigat, așa că vă rog frumos, vreau să văd... Bravo, Shelly! Bă, a câștigat Shelly, mă! Câștigat Shelly! Bravo, Shelly! Mă dă-l cu rățătorul meu! Băi, am omorât! După cum observați, câștigătorul are încă niște vopsea pe obraz! Pentru că s-a aruncat și a zis, nu da! A intrat bine vila acolo, a intrat bine în autobuz! Eu am fost omorât de către Mițu. Popa, pe tine te-a omorât cineva sau ai fost răzmenit? Nu, am încheiat cu Gami și cu Mădălin, parcă, nu? Deja tu erai standing? Eu eram acolo. Ah, deci și cu ăsta. Deci tu ai fost singur care a murit. Că am murit. Da, eu n-am murit deloc. Deloc n-am murit eu. Eu am murit meciul trecut. Normal. Păi ăsta-i codașul ăla, mă, care stă cu sniperul, înțelegi? Cotei stă toată ziua. Fraților, tot ce vă pot promite este că nu este ultimul videoclip de acest gen. Vreau să vă spun că ne-am distrat extraordinar de mult. Am și murit de card, dar a fost o distracție pe cinste, fraților. În cazul în care gamerii își doresc, eu propun revanșa la Airsoft. Nu știu, zic. Putem face dacă vă doriți să vă răspundeți. Dacă mai vine Dorian, salut! Îi mulțumim foarte mult tuturor oamenilor care au făcut posibil acest proiect. În primul rând, mulțumesc Mădării, mulțumesc Gami, mulțumesc Dia, mulțumesc Dorian, mulțumesc Ping, mulțumesc Mițane, mulțumesc Rafa, mulțumesc Recturatul, mulțumesc Max. Pe lângă astea, le mulțumim mult, mult de tot lui Andy Popescu și Alex Montrei pentru că ne-au ajutat cu GoPro. Le mulțumim foarte mult Extremes Equipment pentru că ne-au ajutat cu suporturile de prindere. Sunt niște băieți foarte, foarte curi. Intrați pe site-ul lor, extremes.ro. Și nu în ultimul rând, mulțumim pentru toată distracția asta băieților de la Hunter Paintball. Au aici un set incredibil pe care ne putem juca. A fost super, super wow. Ne-am distrat foarte, foarte mult. Nu uitați, dați un follow pe Instagram la toată lumea de aici. Follow la Mădărin Șerban, follow la Andrei Gavril, Mdiana K, eu sunt Dorian, I hate Pink TF, Mițu... Mițu 1. Aia fai oficial. Obreta Andrei și Maximilian Ioan, fraților. Și ca întotdeauna, dar acest vlog este aproape fumat. V-aș dați un mare pun butonul de like, să-i dați un share pe story, pe mă ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Noi ne-am dus. Pa!